De data aceasta, discuțiile au fost ceva mai concrete și câteva idei s-au conturat clar. Pentru susținerea unui eventual proiect de conservare, consolidare, restaurare parțială și valorificare turistică, este nevoie de o singură campanie de cercetare arheologică care să răspundă punctual problemelor ridicate de proiectanți. Restul cercetărilor pot fi făcute în paralel cu desfășurarea șantierului. Este dorința tuturor ca prin realizarea unor planuri, unor studii, unor expertize, să strângem o documentație care să stea la baza accesării unor fonduri europene și internaționale necesare unui șantier de amploare care să conducă la valorificarea turistică a monumentelor. Din punct de vedere arhitectonic, primul pas pe care municipalitatea l-are de făcut pentru a putea accesa fonduri europene este realizarea unui plan urbanistic zonal, care să arate ce se va întâmpla cu vecinătățile cetății. Pe lângă fonduri ale Uniunii Europene pot fi atrase fonduri ale Turciei, ale Rusiei, ale altor țări din afara Uniunii care sunt interesate însă de istoria acestor locuri. Ca atare, credem noi că s-a pășit cu dreptul în direcția limpezirii condițiilor prin care putem accesa asemenea fonduri. După Revoluție, singurii pași concreți care s-au făcut pe tema cetății din insulă au fost realizarea unei îngrădiri care să delimiteze oarecum situl istoric și intabularea terenului cetății, pași absolut necesar pentru ca vreodată cetatea să poată fi introdusă în Planul Național de Restaurare. Pentru ca acest obiectiv să poată fi cu adevărat o atracție turistică la nivel european, care să exploateze potențialul istoric prea puțin cunoscut la ora actuală, lucrările de reconstituire ar trebui cuprinse într-un program guvernamental finanțat din fonduri europene. Proiectul este eligibil, iar prin acest efort internațional se estimează că lucrările s-ar putea întinde pe 10 ani.